Ciao. Sunt de la Purere și de atâta timp să stai de la impact. S-a stat de atâta timp aici? Da. Nu găsesc, am găsit talonul de la mașină. Ai zis nu? Nu știu exact la cât a plecat. Cu prietenul meu trebuia să se întâlnească, eu cu colegi. Da, nu suntem cu prieteni. Am fost sesizați de către dispeceratul Poliției Rutiere că pe DN69, la kilometrul 9 plus 200 de metri, s-a produs un accident de circulație, adică un autoturism este ieșit în afara părții carosabile, iar conducătorul auto este prins în acest autoturism. Ne-am deplasat la fața locului, unde și echipa de descarcerare l-a scos pe acel conducător auto, iar din primele cercetări se pare că șoferul se află în autoturism de aseară de la ora 11, adică de la orele 23 s-a produs accidentul de circulație. În continuare vom face cercetări cu privire la stabilirea cu exactitate a cauzelor producerii accidentului.